Pauza s-a încheiat. Aventurile cât casa continuă. Bine ați venit la podcastito, el mejor podcast del mundo. Sunt aici cu sora mea Alexia și cu Marian și cu Adelina, care au fost în echipa noastră la America Express. Hello! Mama, abia așteptam să fac acest podcastito cu ei, în care noi o să punem întrebările. Este foarte diferit, cum ați văzut până acum, că cel mai greu pentru noi au fost interviurile. Adelina e de vină. Adelina era șefa la interviuri și acum noi suntem și uite, acum... Ne întreabă cum să stăm, cum să așezăm, nu știu, este foarte ciudat, e ciudat să fim postura asta. Invers. Nu? Da, în fața camerei. Și sper să fie o experiență camere. Mult mai plăcută decât cea din America Express, o să vă simți adică bine. Adică n-a fost o experiență plăcută alături de noi sau? La interviuri nu. Când nu mai vreți, îmi spuneți și gata, se termină. Termină direct. Trebuia să spui tot ceea ce deci el ne spune acum că nu mai vrei stai, că nu mai vrei să termină, pentru că el nu putea așa în America Express. Nu. Știi, asta îmi place niște polițe. Adică aici când vii la mine la podcastito, nu e ca la tine, nu. Cum făceam noi în America Express, de mă pe scaun mult. Când uite, ziceam să nu te buți și acum te buți la tine la podcastito. Și uite ce scaun avem aici. Cu spătar. Da, dar uite că stai ca la bar aici, nu stai ca... Are să avea o problemă oricum cu răbdarea și cu oboseala și dacă e obosit, oricum nu mai avea chef să vorbească nimic. Știm, cunoaștem. Și de asta aici e așa pe relax. Mi-ai mâncat zilele. Da, pe parte de interviuri. Și eu ție și tu mie. Unele zile erau mai bune, alte mai rele. Dar da, într-adevăr, nu știu ce aveam cu interviurile. După toată ziua aia obosită. Dar bineînțeles că nu doar eu, adică și ei care fugeau toată ziua după noi, mai ales Marian, care are și o cameră de 10 kg și fuge toată ziua după noi, mi-a zis că nici ei n-au chef să stea și mai ales 3 ore să fac interviuri. Laris era și chestia asta că niciodată nu mai făcuse interviuri și să stea tot timpul la cameră și să vorbească, ceea ce oricum el nu facea asta, adică oricum îi place să vorbească în general despre ce bine, simte. Bine, se arată și relaxa și na. Da, se simțea oboseala. Da, exact. Corpul se relaxa și na, mai avea oricum și adormea. Sunteți din primul sezon, da. Adelina este da. De la Asia Express și după aia din al doilea sezon. Da. Și mamă, ce reținut. În al doilea sezon. Da. Pregătit. Da, și ce te-a făcut pe tine să zici da la această experiență și după aia să ce te face să revii în fiecare sezon? Sincer să fiu, când am participat la primul proiect, nu știam ce mă așteaptă. De fapt, cred că toți am mers acolo și ne-am trezit cu tot fel de probleme, pentru că una este experiența, alta este deci prima dată. Băi, a fost... Pentru că acum tu ești pregătită, știi ce să faci, așa? Acolo... Cum, nu știu cum a fost primul... A fost greu sezon. Și gândiți-vă că le-am luat așa din mers pe toate, pentru că am mers în Asia. Prima țară în care am ajuns atunci a fost Vietnamul. Și totul era așa, de la trafic, oamenii, o altă cultură, tot felul de probleme, mai mici sau mai mari. Dar știi cum e? Te prinde adrenalina, te prinde jocul ăsta. După ce m-am întors, după primul sezon de Asia, care a fost mult mai scurt decât ceea ce filmăm noi acum, am filmat o lună de zile. Adică acum să filmăm 2 luni de zile, mult mai scurt, mi-am dat seama că eu am venit schimbată de acolo. Și da, că... Nu știu, am învățat să apreciez ceea ce am acasă. A fost o lecție pentru mine. Și normal că îți dorești să te întorci, să mai trăiești astfel de experiențe. Normal că eram entuziasmată să înceapă următorul sezon. Cu toate că, după cum ați văzut și voi, e foarte mult oboseală. Da. Mi se pare că atunci când te întorci și mamă, nu mai pot, ce am bine sunt acasă. O săptămână. Și da, după aia, parcă acum ea vreau să merg. Așteptați cu entuziasm următorul sezon. Da, ca să practic asta ne face să mergem. Poți să vin cu voi și următorul? Da. Venim mai bogați din America Express, din Asia Express. Mai bogați cultural, mai bogați cu multe cunoștințe. Da, la fel cum vă ziceam și vouă, de fiecare dată, dacă ți-aduce aminte, bucurați-vă de ce trăiți acum, pentru că aveți o grămadă de experiențe pe care nu poți să le trăiești de zi cu zi acasă. Da, să facem mai mult soar pe care l-am primit. Pare, da. De fiecare dată vă ziceam, bucurați-vă de ce aveți acum și trăiți momentul ăsta. Pentru că America Express nu înseamnă doar un concurs, deloc. Nu, nu. Înseamnă mult mai mult, adică gândiți-vă câți oameni ați cunoscut. Mai bine sfaturile. Da, eu am spus mai bine. Asta e foarte greu. La podcastul dinainte, ce sfat le-aș da următorilor concurenți? Da. Și am zis fix ce mi-a zis Marian, care chiar e cel mai bun sfat, e să nu te concentrezi numai pe concurs, când ai timp să stai să și apreciezi momentul. Da, mi se pare foarte greu chestia. Adică, cred că depinde și cum ești tu ca persoană. De exemplu, pentru mine asta, cred că a fost cea mai grea
Export. Probă, nu? Să poți să fiu fericită și să apreciez tot ce e acolo. Pentru că eram foarte, o persoană foarte competitivă și eram foarte în concurs. Și cred că pentru mine asta a fost cel mai greu lucru acolo. Aduți aminte când am fost în primele stage-uri? Când ne-ai zis seara, nu știu, chiar la interviu, mi se pare că ai zis acum am dat seama ce am acasă și mă bucur de ce am acasă. Da, bineînțeles. Pentru că ai realizat cum trăiesc oamenii pe acolo și singur ai realizat asta. Dar la voi nu mai e un șoc de greu e de fiecare dată când mergeți, nu? Sau ba da. Vă șochează de fiecare dată. Și am fost de 6 ori, tu de 6 ori și tu de 7 ori. Nu. Eu de 6 ori, Mari de 5 ori. A fost mult mai ușor în sezonul 2 când a venit și Marian, pentru că... Dar voi vă știați dinainte? Da, noi am lucrat mulți ani împreună la știri, știi? Okay. Și apoi am venit în echipa asta minunată. Și apoi a venit și Mari în această echipă, eu am intrat prima în echipă, apoi a venit și el. Și în momentul în care am făcut o echipă în Asia Express, că tot acolo a fost și sezonul 2, a fost mult mai ușor. Mult mai ușor pentru că suntem obișnuiți să lucrăm unul cu altul, trăim fiecare aventură împreună, greutățile împreună. Stai două luni departe de cate, că sunt doar voi greu. Doi, complet. Da, chiar, exact. Chiar aș vrea să vă văd în echipă în America Express. Mi se pare că Maian s-a descurcat de minune. Exact. Candyman, ar fi un fel de Vlad. Să știi că chiar... Mi-ar fi plăcut să fac anumite probe pe care le-ați făcut. Da, știu. De exemplu, la Undiță, după ce am terminat, Undița Manea zicea, ce faci, cum să nu știi să la faci? La jocul de amulete, știi că e sclavii acolo. Da. La fel la proba aia cu cusutul blugilor. Mamă, deci am văzut acolo, mi-am dat seama că voi n-ați cusut bine blugii și aș fi făcut frumos. Dar ce să faci, nu pot să vă ajut. Asta e meseria. Ești în spatele camerei și mă gândesc că... Încep să ții cu echipa pe care o filmezi și chiar care, dacă care ești acolo. Și ești acolo frustrat în spatele camerei. Da, ești frustrat. N-ai cum să te ajuți. Atunci când filmezi și când ești, nu ești în concurs, când vezi totul, adică din spate, mi se pare că vezi mult mai bine lucrurile. Eu nu știu cum vede el. Mie mi se pare că asta că vorbeam... obișnuit, probabil că... Cred că indiciile sau lucrurile pe care trebuie să le faci, le vezi mult mai bine când ești mai departe, așa, când nu ești... băgat acolo, știi? Când ești mai relaxat, le vezi mult mai repede. Adică voi ați fost foarte stresați, că nu știu, cel puțin. Sezonul ăsta, majoritatea concurenților au fost mega stresați și mega focusați, gata, să câștigi, să ajungem primi, să nu știu ce. Și de multe ori trecea spre lângă indicii, aduți aminte la proba unde trebuia să găsiți crucifixul. Da, mamă. Deci eu am filmat crucifixul ăla de 3-4 ori. Da. Cred că ai trecut pe lângă el, eu îl filmam, iar treceai pe lângă el. Cred că în stresul ăla și în adrenalina, niște nu mai știu nimic, nu l-am văzut. El mi l-a arătat, mi-a spus la un moment dat, semn, uite-l acolo, nu vrea să crezi, cum l-ai făcut? Asta mă uimește, că tot timpul vede tot felul de detalii. Mi-aduc aminte într-un sezon cu Mihai Petre, de aveau tot așa niște instrumente muzicale agățate într-un copac, un fluier. Băi, l-a văzut. Da. Și l-a filmat de multe ori. Nu știm unde sunt astea. Că noi nu știm unde sunt. Probele sunt făcute înainte, dar noi nu știm unde. Știm detaliile. Că... anumite chestii, cam ce trebuie să întâmple, dar nu știm exact unde sunt ascunse toate detaliile astea și... Na, da. Eu vreau să știu la ce v-ați gândit când ați aflat că o să ne aveți pe noi ca și concurenți. Ce părere aveați despre noi? Sau cum credeați că o să fim și după aia și cum am fost? Ce fericită e Adelina, de ce vi s-a schimbat? Prima reacție a fost... Da. Aoleu. Aoleu. Pentru că nu vă cunoșteam. Habar n-aveam, adică de tine mai știam, mari eu nu te cunoșteam deloc. Și ne-am gândit așa, sunt tineri, copii, probabil sunt cu ceva ifose, poate simandicoși, sincer. Păi da, sincer, asta am zis, mamă, să vezi acum. Dar, nu vreau să fac aia. Exact. Să vezi probleme, să vezi probleme la cazare, cât o să stăm cu ei, să-și găsească ceva unde să stea, mai normal, că noi știam că e rău, că normal, niciodată n-a fost bine la capitolul cazări. Fix asta mi-a trecut prin cap. Și Mari cred că a avut aceeași impresie, eram așa. Da, eu m-am gândit că fiind copii o să fie mai greu să vă explic cu filmarea, că trebuie să stai tot timpul la cameră, să stați împreună. Să... Bine, asta au fost probleme... Da, dar le-ați înțeles destul de rău, adică n-am avut așa mari probleme cu voi. Am făcut interviul înainte să plecăm, pentru că toate echipele fac un interviu înainte de plecare și mi s-a părut, băi, deci după ce am avut interviul ăla, chiar am râs cu voi și am zis, băi, stai că nu sunt chiar așa oamenii ăștia, sunt foarte mișto.
Și desigur am descoperit doi tineri super competitivi, super bine crescuți, drăguți, adică... Eu sunt foarte emotivă, deci efectiv când cineva... Uite, ce ai bine să plângă, că nu plângi serios. Acum. Păi n-a plâns destul la America Express, mai trebuie. Deci chiar... În pauză, distracția continuă, alături de Casa Pariurilor.